Bună dimineața, prieteni, o nouă zi, un nou vlog. Astăzi este ziua mea liberă și să vă spun în mare cum se va desfășura ziua de astăzi. Acum o să mergem la sală, ca de obicei, după care o să mergem la F64, prieteni, pentru că nu-mi place microfonul pe care mi l-am cumpărat și o să luăm alt microfon, o să luăm și un stabilizator al camerei să nu se mai miște în timp ce o să filmez. După care o să mergem la spălătorie, să ne spălăm mașina și o să vedeți pe parcurs următoarele activități. Am ajuns la sală, prieteni, sunt aici cu domnul Ștefan, cel mai tare personal trainer și mă duc să mă schimb, să-i dau o forță, că sunt pe energie. Gata, prieteni, am terminat antrenamentul, mă simt în mare formă. Acum o să aștept să fac antrenamentul și soția mea, după care o să mergem direct la F64 să luăm alt microfon. Acolo. Așa, și celălalt. Așa. Vino mai în față cu genunchii. Așa. Perfect. Atât de bine. Egal față de margini. Perfect. Uite-mă. Vezi nicio treabă. Exact, asta e pus. Și acum, împingi călcâiele în jos. Le lasă în jos. Lasă în jos. Jos. Până unde poți. Ah, păi și... îmi rup piciorul așa. Nu știu. Hai. Duce pe jos. Una. Și... sus, strângi cu două. Sunt din sus aici. 3, hai, mai sus, mai sus, mai sus. 4, ușor. 5, ușor. 6, ușor. Gata, prieteni, astăzi ne-am antrenat în familie, împreună. Acum, după cum spuneam, o să mergem la F64 să schimb microfonul, că nu-mi place cum se aude, și să cumpăr un stabilizator să nu mai mișc camera. Cred că o să mă coste peste 2500 de lei. E o surpriză, soția nu știe asta. Sper că dacă se filmează să nu ai o reacție prea... Asta e prețul. Am ajuns la F64, intrăm să vedem ce ne recomandă băieții de aici să cumpărăm. Vedem și cum mergi afară. Aia înseamnă că imaginează. Da. Adică eu acum știu că nu prea, nu mai am cum să stau în diafragma asta și că trebuie să o închid. Și avem de imaginat. Deci trebuie manual să fac toate astea mereu. Da. Acesta este stabilizatorul, doar că are foarte multe funcții. Mi-e foarte greu să-l folosesc, este și mare și greoi. Așa că o să renunț la idee, trebuie să mai îmi perfecționez eu abilitățile de a filma. Să vedem dacă luăm un microfon. Gata, prieteni, acum sper că m-auziți mult mai bine, pentru că mi-am luat un alt microfon care a costat de 10 ori mai mult decât cel vechi, deci sper să fie mult mai ok. Stabilizator n-am mai luat pentru că era foarte mare, greoi și vreau să-mi fac viața cât mai ușoară, dar o să fiu mult mai atent să nu mai mișc camera foarte brusc. Acum mergem la spălătorie. Thank you.
Gata, prieteni, a ajuns și mâncarea. Ceva ușor de vineri, ca după sală. Sper ca antrenorul meu să nu vadă vlogul ăsta. Gata, prieteni, Lucian mi-a făcut mașina să arate ca nouă. Vreau să vă spun ceva. Până acum aproximativ 3 luni aveam o mașină care valora 2000 de euro, dar Dumnezeu m-a ajutat să mai îndeplinesc un vis și acum am mașina pe care mi-o doream. Deja s-a făcut seară, prieteni, a fost o zi extraordinară, iar acum îmbogățeam cunoștințele cu cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, care este însuși caracterul și gândurile lui Dumnezeu, mentalitatea lui învelită în vocabular. Vă recomand și vouă să faceți asta. Acum aproximativ 4 ani de zile am citit prima dată Biblia și am început să am o relație frumoasă cu Dumnezeu bazată pe dragoste și de atunci toată viața mea s-a schimbat și nu aș mai da asta pe nimic în lume. Ne vedem la următorul vlog și nu uitați, pentru o viață frumoasă, evitați răutatea, bârfa, invidia și fiți bucuroși! Yeah. You ready?